Salut! Vreau să vă arăt cum se montează robinetul foarte simplu în țeava principală. Aveți nevoie de o freză de 14, o bormașină electrică e mai simplu cu ea și puteți folosi ca și ghidaj linia albastră de la țeavă. Și se dă destul de simplu. Bun. Acum am dat gaura. Iar după aia nu avem decât să punem garnitura. Bine, când țeava e băgată, deja pică în țeavă, nu mai aveți cum să scoateți resturile astea. Așa, se pune acolo garnitura, iar după garnitura aranjați. Mie asta mi se pare partea cea mai complicată. Să se audă că face click. A făcut. S-a clipsat. Bun. Și acum e aproape imposibil să mai scoți de acolo. Să strânge piulița. Așa. Și ce mai trebuie să faci? Atât. Și gata. Da. Deci probabil nu durează mai mult de un minut să pui un robinet. Și acum aici 17 acolo. Da, să vă uitați când cumpărați robineți. Sunt unii de 16 și unii de 17. De exemplu, ăștia sunt de 17 mm. Uitați, scrie aici 17 mm. Și atunci și banda, când o cumpărați, trebuie să fie tot de 17, ca să se potrivească. Se înfige banda acolo și dați... Bun. Bun, asta e tot. Dacă vreți să vedeți cum am făcut întreg sistemul, puteți să dați click, vă las în partea de sus video în care vă arăt cum am făcut tot sistemul de irigare la grădina noastră. Ciao!